Bă, cum e la Casa de Nebuni? E ceva ciudat. Am văzut la Puși la Pizde, cineva ar zice că ar fi exhibiționiști. Nu. Îți arată pulele și pizdile. De mare dacă ar avea ce arăta. Că pizdile e bolnave. Eu cred că aș face secție de ginecologie acolo. E necesară o ginecologie. Păi de ce? Are pizde și pul? A, ăia cu pul, nu știu. Le-aș, în loc să le bag Zyprexa sau Leponex, pula mea, în cerebelex, belex, le-aș băga injecții în pulă. Le-aș băga bile în pulă. Ca țiganii aia care își băga bile în pulă. Îmi plăcea de ei. Își băga bile în pulă. Bă, băgați-vă bile în pulă. Faceți-le buzbugar. Pă bune. Păi. Voi aveți doar ghiozna și n-aveți buzbugar. Cum ghiozna? Burtoacă. Dar trebuie să aveți și buzbugar sub ghiozgan. Deci, cea mai tare psihoterapie nu ar fi pula mea decât să nu ia blenoragie. Sau eu. Bă, las că de-aia iubește ăștia pe Eminescu. Tăcică și el avea boală la pulă. Avea sifilis. Ce avea fată? Sifilis! De unde știi? Ți-a lăsat cineva în scris? Tutu Maiorescu! Băi, el fiind o valoare atât de mare, îți dai seama că i s-a... E un fel de legendă, Eminescu. Deci viața lui, n-ai cum să o știi în mod real. E, avea sifilis la culă. N-avea fată sifilis de lămpul la mea. Că la asta te-aș scria poezii. Și mai scria și sermonul Dionis și de-alea. N-avea când să fută. Mai se futea și el cu Veronica Mucles. Dar cam rar. Ăla cum? Cam rar, ăla cam stătea singur. Că Veronica Micle fugea pe la alte puli. Păi de ce? Păi Eminescu era sărac. Și fata era cam bogată, știi? Și nu prea se pupă una cu alta. Și era cam frustrat. Cam atât. Deci, o pulă. Cert.